În ceea ce privește ofertele interne, majoritatea pensiunilor din țară au pregătit pachete turistice pentru această perioadă. De asemenea, pe data de 1 mai și hotelurile de pe litoral își deschid oficial porțile pentru turiștii care doresc să se relaxeze câteva zile pe malul mării. Oferte ca de obicei pentru toate evenimentele, ofertele sunt pentru toate buzunarele. În țară avem oferte începând de la 150 de lei pentru două nopți de cazare cu mic dejun, în stațiunile de la munte, în stațiunile balneo, în toate zonele turistice. Bineînțeles, prețul depinde și de nivelul de confort al hotelului, deci prețul cel mai mic în 160 de lei pentru două nopți de cazare la hotel de 2 stele. La hotelurile de 3, 4 sau 5 stele, prețurile normal mai cresc. De pe lista ofertelor nu lipsesc nici destinațiile externe, iar prețurile sunt mai mult decât atrăgătoare, atât pentru stațiuni, cât și pentru o scurtă vizită într-una din capitalele Europei. Cele mai avantajoase oferte rămân destinațiile din Bulgaria. Există cele mai bune oferte pe Bulgaria, ca de obicei, unde prețurile încep de la 60 de euro pentru două nopți de cazare cu all-inclusiv de data aceasta, la un hotel de 3 stele și, bineînțeles, prețurile cresc în funcție de nivelul de confort și de numărul de zile. Apoi avem pentru această perioadă așa numitele city break-uri, respectiv excursii de 2-3 nopți de cazare în orașe, în Europa, în orașe din Europa, în general în capitale, cu avion, cu autocar, cu, eu știu, pe cont propriu, fiecare cu ce mijloc de transport dorește. Prețurile încep de la 160-170 de euro și ajung până pe la 500 de euro. După cum se poate vedea, oferte sunt din plin, iar prețurile sunt accesibile. Cu toate acestea, agenții de turism spun că hunedorenii nu se înghesuie să plece de acasă în această perioadă. Mini-vacanța de 1 mai va dura 4 zile, mai exact din 1 până pe 4 mai, urmând ca în data de 5 mai bugetarii să revină la lucru, iar elevii și studenții pe băncile școlilor.